Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o etalare pentru săptămâna care urmează, săptămâna 30 mai 5 iunie, cu cărți de oracol. Este etalarea ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi, ce ar putea fi în casă, în afara casei, în dragoste, surpriză. Și voi face etalarea în trei variante, așadar vă invit să vă alegeți una dintre cele trei pietre. Prima verde, a doua roșie, a treia albă. Wow, se grăbesc niște energie. Ce se grăbesc? Niște noutăți, niște vești de la drumuri, poate legate și de niște de un job, de niște servicii, poate apare și noutatea unui copil, unei relații, o neliniște ceva așa legată poate de niște drumuri, de o relație, de niște bănuți. Dar gândiți pozitiv, că văd că veți găsi soluții, sunteți creativi, puteți primi niște daruri, puteți avea niște sfaturi prețioase, puteți depăși o dificultate. Haideți să vedem cum va fi săptămâna 30 mai 5 iunie. Vedem ce știți, ce nu știți, ce ar trebui să știți. Grăbesc niște evenimente, niște întâlniri plăcute, poate cu prietenii, cu familia, niște reuniuni, niște decizii, niște noutăți care țin legate de o afacere, de o casă, de un contract, de o stabilitate, de o intimitate, musafiri, poate chiar, pentru unii dintre voi poate fi vorba și de musafiri, sau veți sta mai mult acasă, veți lucra acasă, sau veți fi, veți lucra la o casă, veți prepara, veți reorganiza ceva legat de familie, casă, văd că casa, intimitatea joacă un rol important, puteți avea niște consolări, niște vizite, musafiri, un noroc. Haideți să vedem ce se întâmplă în această săptămână, prima, a doua sau a treia. Am să încep cu prima variantă. Ce știți? De niște vești, de niște reușite, de niște daruri. Dar știți și că aveți o dușmănie, că vă urmărește cineva. E cineva care lucrează împotriva voastră. Aveți un dușman, un spion. Dar voi știți că aveți vești bune, că aveți niște daruri, niște cadouri, că sunteți într-o perioadă favorabilă, dar știți și că aveți niște dușmănii, poate tocmai pentru că voi aveți un job, spre exemplu, că aveți un serviciu sau e cineva care e invidios pe jobul, serviciul vostru, pe veștile voastre, pe banii voștri, pe ceea ce aveți voi. Nu știți că veți găsi niște soluții pentru a depăși o tristețe, pentru a depăși o singurătate, puteți recupera ceva dintr-o fericire pierdută, ceva ce ați pierdut puteți recupera. Văd că vă vin niște daruri. Veți fi apreciați poate pentru niște sfaturi, pentru niște idei. Vă va veni, poate nu știți că vă va veni vreo idee genială sau mai nu știți că poate va trebui și să reflectați în legătură cu niște obstacole, în legătură cu o singurătate, în legătură, trebuie să faceți o alegere, poate. Aici poate legat și de casă, că nu știți voi ce să faceți, unde să lucrați, poate, dacă să mai lucrați, dacă să nu mai lucrați, dacă să stați acasă sau nu, să vă duceți la servici, sunteți într-o fericire pierdută sau poate chiar vă gândiți să ieșiți la pensie, unele dintre voi, poate vă gândiți să vă pensionați aici și aveți niște dificultăți, întâmpinați niște dificultăți pentru obținerea unor drepturi, bani, câștiguri, dar veți cere poate sfatul cuiva, veți găsi o soluție, vă va veni chiar vouă o idee genială, s-ar putea să primiți vești legate de o moștenire, știți, nu știți. Ce ar trebui să știți? Că apare dragostea la voi, să știți. Ori sunteți deja îndrăgostiți, și asta înseamnă această casă, intimitate, poate veni chiar cu o propunere de logodnă, de căsătorie, să vă mutați împreună cu partenerul, să vă căsătoriți, să aveți o relație sau poate că veți fi invitați la un eveniment. Apare aici, nu știu, ar trebui să știți că apare o dragoste, o alegere, apare un iubit. Pentru unele poate să fie și un cineva care mai are o relație cu cineva, de aceea poate voi trebuie să reflectați la această situație, pentru că s-ar putea să aveți niște, întâmpinați niște obstacole, pentru că aici e vorba și de o a treia persoană, poate, sau veți avea de ales între două persoane, poate că apar doi pretendenți
două doamne, aici depinde ce sunteți voi, bărbat, femeie, și va trebui să alegeți, poate apărea și o tentație. Veți fi foarte creativi, veți avea de-a face poate și cu niște artiști aici, evenimente artistice, în casă. Noutăți, vești, sunteți protejate, dar aveți și o gelozie aici. Într-adevăr, s-ar putea să mai apară o a treia, văd aici mai multe persoane, s-ar putea să aveți de-a face și cu niște persoane. Aveți un gelos aici, un invidios, cineva care vă invidiază că sunteți protejate, că aveți o noutate, că aveți un cuplu, că aveți o familie, că sunteți într-un nou grup de persoane, într-un nou parteneriat sau că aveți parte de persoane din lumea bună care vă protejează și e cineva aici gelos, cineva care vrea să vă facă o piartă în casă pentru casă, în dragoste, în afara casei. Vin vești, vești de niște evenimente, dar vă și supără ceva aici legat de niște evenimente. Sau poate că nu au legătură unele cu altele. Poate veni și o veste proastă, dar gândiți pozitiv pentru că se contracarează, e ceva trecător, nu are efect, nu vă afectează. Și în dragoste, într-adevăr, s-ar putea să aveți aici parte de o aventură. Deci, în această săptămână, s-ar putea să aveți a face cu cineva care vrea să vă o relație și poate apoi vă face și o criză de gelozie. Adică, pentru că îl respingeți, pentru că nu vreți cu această persoană că voi sunteți în dificultate. Nu știu, ce nu știți, și ar trebui să știți că apare o dragoste, cineva care poate vă va propune o dragoste, dar veți fi în dificultatea de a crede, de a alege și s-ar putea să-i strângeți gelozia și invidia. Pentru că vă crede că pe voi aveți pe altul sau chiar nu-i va conveni că voi sunteți cu altcineva pentru că îi respingeți avansurile aici, poate deci apar aici niște. Văd că aveți aici totuși o mică greutate care vine din cauza unei persoane aventuroase sau care vouă vi se oferă ocazia de aventuri de către o persoană aventuroasă și pentru că nu. Dar și dacă îi dați atenție și faceți aventura, tot într-o dificultate vă pun. Adică, indiferent ce ați alege, practic aici aveți de-a face cu o persoană care nu este ea tocmai în regulă cu ceva, nu e sinceră, nu e constantă, cumva te aduce într-o tristețe, într-o pagubă, într-o pierdere, într-un regret. Deci, indiferent și dacă alegi să-i dai atenție acelei persoane, tot te duce într-o tristețe și în casă, și în afara casei, și în dragoste. Deci, indiferent cum, deci nici nu știi că te va întrista, te va dezamăgi, vei plânge după fericire, te va lăsa fără ceva, îți va face o pagubă sau stă cu tine, se distrează și pleacă sau tu pui prea mult suflet și el nu pune decât se distrează sau, mă rog, pune, e mai rece, e mai distant, nu vă potriviți, etc. Aici pare așa o dezamăgire, dar pare că vine și cu o pagubă. Poți afla și de cineva care trece printr-o problemă, are o problemă. Și te va supăra acest lucru. Să afli că nu prea ești agreat de o anumită persoană sau de o anumite persoane, poate fi și o astfel de situație. Sau că apar niște bârfe. Că văd aici că e totuși cineva ca un vorbăreț, așa duce vorba de colo-colo. Din superficialitate, din distracție, poate, dar poate și dintr-o dușmănie, invidie, gelozie care are legătură poate cu banii, cu câștigurile tale, cu faptul că poate fi vorba de o persoană care consideră că e mai misogină, spre exemplu, această persoană sau are, mă rog, altă mentalitate, cumva nu prea sunteți pe aceeași lungime de undă și de aceea tu trebuie, poate că de aici apare această necesitate de a reflecta, de a ține poate de intimitatea casei tale, de intimitatea ideilor tale, de intimitatea gândurilor tale, a afacerii, a relațiilor, etc., pentru că cumva aici ai de-a face cu niște energie așa puțin cam oscilante și te poți supăra. Nu neapărat că îți face o greutate, cât te enervează, te supără, te întristează, te sâcâie. Haideți să vedem și pentru varianta numărul 2, piatra roșie. De la piatra roșie. Ce noutăți sunt în această săptămână? La ce te poți aștepta? Ceea ce știi deja. Wow, știi de niște noutăți, dar știi și de o trădare, o minciună, o înșelătorie, o hărțuială aici. O înșelătorie poate legată, o hărțuială, o ceartă legată și pentru un copil sau din cauza cuiva care are minte de copil, așa, e mai naivă sau e mai irresponsabilă, poate. Știi că ai niște înșelătorii, trădări, poate și din cauza unei creativități aici sau pentru un eveniment legat de un copil, știi. Nu știi.
nu știi, sau poate știi de o sarcină în care te crea niște greutăți. Știi, nu știi ce ar trebui, nu știi de noutăți care apar chiar legate poate de o casă sau o relație, de un contract, de un loc de muncă aici, poate, dar și o dezamăgire sau poate nu neapărat dezamăgire, cât o aroganță a cuiva pentru o noutate, într-un nou job, într-o nouă chestiune, cineva care e așa mai arogant cum ar veni, ai un partener mai arogant sau te simți tu, poate, chiar într-o situație mai arogantă pentru că ai un succes, pentru că ai o reușită. Văd că ai de-a face și cu un artist aici, nu știi? Știi, nu știi ce ar trebui să știi? Ar trebui să știi că îți vin vești din dragoste, îți vin niște, te caută cineva, te întâlnești cu iubitul, dar la fel pot apărea rivalități sau aroganță aici. Deci s-ar putea să te, orică tu te mândrești, orică ai de-a face chiar cu o persoană care ea e mai arogantă, e de la drum. Are și o iubită aici, poate că e nevoie, nu știi că poate ar trebui să te gândești mai mult la tine pentru că cealaltă persoană cu care tu ești sau la care te gândești e puțin cam rivală pe tine sau e cam arogantă, te poate dezamăgi. În casă, un noroc neașteptat care vine printr-un eveniment, printr-o întâlnire, prin niște musafiri, niște vizite. Văd că ai o neliniște, dar gândește pozitiv că vine norocul. Văd aici că poți avea un succes legat de casă în casă, cu niște musafiri, niște oportunități de câștiguri, niște vizite, un succes. Și în afara casei ai o prietenă, dar vei avea și niște neplăceri din cauza unei persoane nesincere. Aici poți afla orică de la o prietenă, afli de niște hoții, de niște nesincerități, orică pe la servici, pe acolo, pot apărea sau în drumurile tale, când te duci tu pe undeva, să afli de niște hoții, să afli că cineva încearcă să-ți facă, sau la servici chiar, încearcă cineva să-ți facă niște întârzieri, niște greutăți. Apare poate o hărțuială sau apare ceva aici. Poate de aceea știi aici că nu trebuie să fii naivă, că e vorba de niște înșelătorii care pot ține și de o prietenie cu cineva. Văd aici că cineva încearcă cumva să strice armonia. Tu ai o prietenie, ai o armonie, ești o persoană poate prietenoasă, armonioasă și cineva încearcă cumva să strice toată această armonie. Și în dragoste crede, ai nevoie de mai multă credință pentru că s-ar putea să ai de-a face cu cineva arogant, am zis deja. În dragoste, orică apare o nouă relație, orică deja este și ai putea să avea de-a face cu cineva care poate e puțin prea arogant. Acum, la unele dintre voi poate să fie vorba și de un divorț, că se pronunță un divorț, o separare, ceva și tu te vei bucura. Ești neliniștită pentru decizia, gândește-te mai mult la tine, trebuie să te pui pe primul loc pe tine, copilul poate, pentru că s-ar putea discuțiile să aibă legătură și cu un copil, dacă ai un copil, spre exemplu, unde altă zicea pe care tu de care te separi și de aici să apară și niște aroganțe, niște contrarietăți, niște minciuni, ceva, obstacole care vin pentru că cineva încearcă cumva să pară că e mai sfânt decât sfinții și îți trebuie multă încredere și credință. Îți trebuie poate să consulți un avocat, un jurist, pe cineva, să ceri părerea cuiva. Vei fi creativ, vei găsi soluții. Aici văd că te vei descurca, vei depăși, chiar vei avea un succes, o reușită, o realizare. Ești susținută poate și de un grup de persoane, de prieteni, cu toate că ai și niște rivalități, niște hoții, niște mincinoși, minciuni, să zic așa, sau persoane mai hărțuitoare, o persoană, două, nu se știe. Hai să-ți dai tu seama în funcție și de anturajul care îl ai. Haideți să vedem și la numărul 3. Ce vine numărul 3 în această săptămână? Ce noutăți sunt pentru numărul 3? Știi, wow, știi de niște reușite, de un succes, cu toate că ai avut și niște ostilități, poate știi din cauza vreunui vecin, vreunui cunoscut care mai intră în casă și e mai dușmănos, care îți poartă pică, sau chiar cu partenerul. Știi că ai avut niște probleme, dar te-ai ținut tare și ai reușit să învingi, ai reușit să te pui în siguranță, să-ți pui în siguranță niște bani, știi că ai obținut și niște bani, poate știi că ești dușmănită, poate și pentru nația din care faci parte. Nu știi că vei avea un succes, mai ales dacă ești fidelă, dacă ți alegi prietenii cu buni, mă, de aici că poți avea un succes în funcție de înțelepciunea ta, că e posibil că e și cineva care nu e tocmai de încredere, dar poți depăși, adică poți să nu ai probleme. Poate chiar vei face o prietenie cu cineva care nu era el chiar de încredere, această persoană, și îți devine un bun prieten, știi, nu știi. Te văd aici că
ai niște rezolvări, niște reușite, un succes amoros. Poți avea un succes amoros cu o familie, cu cineva cu putere, cu bani. Ce știi, ce nu știi, ce ar trebui să știi? Ar trebui să știi că vei face o clarificare sau trebuie să faci o clarificare în această săptămână legată de o relație, de o dragoste. A, poate fi o săptămână cu împăcare și mă ceartă, să zic așa, mă rog, nu ceartă, cât poate o răceală, dar se apare din nou împăcarea, se naște o dragoste, te reinventezi, ai un succes amoros, poate chiar cu cineva, cu bani, cu afaceri, aici poate fi vorba și de niște afaceri. În casă, într-adevăr, în casă vei avea niște recompense, compensații, poate pentru un dezastru, pentru un divorț, pentru o neplăcere, sau poate apărea cearta și împăcarea și dacă poate ține și de înțelepciunea ta, de când, cât te zbați tu să obții ceea ce îți dorești. Deci poți depăși niște situații în funcție și de ambiția ta, dar s-ar putea să ai și niște neplăceri din cauza unor intrigi aici, dar vei avea totuși recompense, consolare. În afara casei, consolare și în afara casei, bani, cu toate că e un risc și în afara casei, pot tristețe, pot singurătate, aici poate că afli de cineva care trece printr-un doliu, printr-o pagubă, posibil, cum ar fi aici, nu știi, poate că e vorba de persoana iubită, ar trebui să știi că poate ar trebui să-i acorzi persoana iubită mai multă prietenie, poate, pentru că trece printr-un moment greu, poate că are o problemă în familie sau la servicii, etc. Cumva văd că și în afara casei e acel bărbat care are un regret, o tristețe din cauza unei imprudențe, din cauza unei greșeli, din cauza unei neplăceri care poate fi și de vreme sau de socializare, dar văd că vine cu o recompensă. Te poate ajuta, poți sau poți ajuta. Văd că vei avea câștiguri bani. Vei avea cuiva îi pare rău de un anum de ceva, dar până la urmă văd că totul se sfârșește cu bine. Și într-adevăr în dragoste. Deci s-ar putea ai o săptămână în care ai o dușmancă. Cineva te... De aceea poate că e această situație cu casa, în care trebuie să ții de intimitate, pentru că ai o persoană bârfitoare aici și ai și un dușman, un bărbat și o femeie, care ei umblă poate cu vorbele de colo-colo, poate ți intră în casă. Într-un fel sau altul, ele au acces să intre în casa ta. Poate cu știrea ta, fără știrea ta, că sunt dușmani. Aici nu știu cât de mult le primești tu sau cât își fac ele, se insinuează ele cumva printr-o metodă, să zic așa, mai puțin ortodoxă, pentru că par persoane parșive, perfide, geloase și însuroase, care fac genul acela de persoane care se fac că intră în curtea ta când știe că tu nu le vezi, dar de fapt ele nu locuiesc acolo, doar ca să vadă, nu știu, ca și cum vorbește cu cineva și dă adresa ta, spre exemplu, dar ele nu locuiesc acolo, doar că vor să-și facă, să dea impresia că ele sunt acolo unde ești tu, pentru că vor să substituie, să zic așa, să se substituie ție, să creeze impresia că situația cum ar veni arată cuiva, uite, vezi casa aia e a mea și ei de fapt nu locuiesc acolo, de fapt e casa ta și dă impresia, altă impresie, e ceva aici că eu par fi, deci aici cumva vine cu îți vrea să-ți facă o pagubă, să-ți facă o greutate, să-ți facă un dezastru, să e o parșivenie aici în dragoste că te dezamăgește, vrea să-ți facă o schimbare, ca și cum să-ți ia locul în sufletul persoanei iubite, să-ți ia casa, să-ți ia jobul. Că văd și în afara casei, cuiva îi pare rău. S-ar putea să nu reușească pentru că cuiva, cineva regretă și nu va putea continua această intrigă, pentru că îi apare o intrigă. Sau e pentru o intrigă aceasta, pentru un câștig ceva. Pe de altă parte, s-ar putea să ai o recompensă, cum ar fi aici cu casa, legat de vreme, spre exemplu, că ți se strică ceva și s-ar putea să primești o recompensă, un ajutor, dar va trebui să te zbați pentru această recompensă, adică nu îți vine de-a gata, ci va trebui să faci niște demersuri. Că văd că poți primi niște recompense, o satisfacție poate chiar mai mult decât te aștepți. Dar ai, într-adevăr, pe dragoste, pentru casă, în casă, ai și niște intrigi. Văd că și aici, tu deja știi, e cineva un domestic, o domestică, persoane pe lângă casă, adică persoane mai simple, care fac niște servicii în jurul casei, în casă, pe lângă casă, nu știu, persoane mai... Deci nu sunt persoane cu niște, din lumea intelectualilor, să zicem, sau afacerilor, ci mai degrabă din persoane mai obișnuite. Cam asta e ceva și la această a treia variantă, dar puteți depăși. Dar poate pe sănătate, într-adevăr, e un risc.
E un risc aici, un dezechilibru și o pagubă legată de casă în casă. Acestea fiind spuse, eu sper că îmi rezonați cu această citire în trei variante pentru săptămâna care urmează. Ce am văzut de bine, bineînțeles, să rezonați cu ce am văzut de bine. Ce am văzut de mai puțin bine să nu fie. Eu vă doresc să nu fie, să mintă cărțile și să aveți parte de o săptămână minunată, binecuvântată pe toate planurile. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!